Unitățile miniere Lupeni și Lunea ar fi trebuit să-și înceteze activitatea la finele anului trecut și astfel personalul care lucrează acolo să fie disponibilizat. Acest lucru a fost însă amânat pentru finalul lunii decembrie 2019, dar se pare că nu mai există timpul necesar, așa că disponibilizările au fost sistate momentan. În momentul de față nu am fost notificați, noi s-au făcut angajări, după cum bine știți, noi nu am fost notificați în acest sens și cred că nici nu mai este timpul fizic în această perioadă pentru aceste notificări. Pe vechiul program de concediere pentru cele două exploatări miniere exista un număr de 55 de locuri pentru concedierea colectivă, dar, repet, nu cred că se va întâmpla anul acesta. În urma solicitării Complexului Energetic Hunedoara către Ministerul Energiei a fost inițiată o consultare din partea Direcției Generale pentru Concurență în cadrul Comisiei Europene cu privire la prelungirea termenului de extracție a huilei de la exploatările miniere Lupeni și Lunea până în anul 2022 și ulterior închiderea unităților miniere în condiții de siguranță.